banii la noi se fac, se distribuie pentru partide de poliție, adică tot vin în primărie, tot pentru localitatea noastră, dar este ca un stimul pentru munca depusă în perioada electorală de locuitori, de membri ai partidelor. Și ar trebui să cheltuie, să se folosească, să valorifice și acolo, anume unde îi destinați, să facem mai mult, că la anexa 4 toți banii se stipulați în monitorul oficial strict de destinație. Și, părere de rău, nici în Gârle nu s-a făcut. Eu țin minte când s-a alocat 330.000 la sectorul din Gârle. Domnul primar atunci a spus că aici, în sala de ședință, a spus că noi acolo să punem tehnica ca să ocupe canalizarea până la unii banii să nu s-a făcut. Doi, la în partea aceea, sectorul de la școala Liceul Teoretic Păstești. Clar, nu odată și nu de două ori am vorbit cu domnul primar. Domnul primar, acolo se iei 500.000 adică. 100.000 le-am dus la stadionul acela care s-a făcut, că e tot pentru satul Păstești. 200.000 se facă de la porțiunea de drum la deal și 200 de la porțiunea de drum unde s-a făcut la vale. Acum nu înțeleg, eu m-am uitat chiar și ieri. Asta nu mai înțelegi străzile astea. Unde e Vitu Cantinier, unde e Stradela Mateievici, unde e strada Mateievici. Unde e opți nu figurează. Dar însăși înțelegerea noastră luminească, măi, vin banii ăștia, dați-i folosim să continuăm. Dacă a început acolo o porțiune de drum, trebuie să-i dăm continuitate, să vadă că este, că nu putem noi să facem tățatul numai porțiuni micuți. El trebuie să aibă un drum, trebuie să iei drum. Și altă sumă am alocat în, aici în Mahalaua Copiei, de la Eminescu, 170.000. Sfântul Nicolae, nu? La Sfântul, da, domnul Sfântul Nicolae. Iată, domnul Iuri poate să ne dă informații. Se face, nu se face acolo, să întârzie. În mod special, când se întârzie, tenderul pe acelea, câte ori au dat documente, s-au pierdut, o dată a doua oară, știi? Ca când, în mod special, s-a face tărgânarea asta. Nu-i bun lucru ăsta, de atâta noi și-am solicitat informații la primar care ați văzut, după cum ați văzut, o părăsit țara și plecat. Oricum, eu astăzi propun ca noi, prin decizia Consiliului Local, să indicăm strict unde trebuie să fie valorificați acești bani. Și mai departe, deja primarul, dacă n-avea, n-avea. Dar noi știm că... Dacă primarul nu va depleni decizia, să avem dreptul alte decizii, ca la trezorerie de stat, ca banii să se acorde. Păi eu chiar ieri am întrebat la partea aceea. Este legea pe leu, să numesc aminte și articol, acolo clar că sumele mari sunt direcționate numai de Consiliu. Doamna specialistă, vă spun, deciziile, sume mari, fără decizia Consiliului, adresa, număr, sunt executate, să ești de copii. Deci să nu spuneți că e Ștefa cel Mare. În lume, Consiliul spune că trebuie de aici, Consiliul trebuie până acolo. Noi știm probleme strângere. Noi suntem alergi. Chiar ieri am discutat întrebarea. Așa, același lucru s-a spus. Vezi vorba de porțiune de drum, de un obiect, asta e... Dacă banii nu vor fi cheltuiți acolo unde sindicați, pur și simplu primăria nu o să primească banii. Și o să căutăm, de pe tot loc, să afectăm celelalte activități ca să poată să achite lucrările astea. Deci noi, de aceea își propune că astăzi în Consiliu se ia decizie cu privire la folosirea lor strict după destinație. Cum formulăm noi decizia? Are informații doamna economist. De ce nu solicităm? Doamna Deana este cea care întopește contractele, executarea urmăriești, mișcarea banilor. De ce nu oferim informații? Parcă doamna economist este aici. Păi, dar ce uitați cuvântul? Dar prin așa anexa 4 de funcționari trebuie să ia cuvântul, nu noi. Noi o să spunem care segment, o să spun decizia, care segment se cheltuie bani. Dar ce s-a făcut până acum? S-au făcut lucrări, eu vreau să încerc satului, fi bine care de mine nu la care colți. Ceva s-a făcut, s-a cheltuit, cum s-a cheltuit bani. Da, dar banii care s-a... Dar atunci să-i dăm cuvântul, doamne economist, îmi fac o mică informație cu privire la cheltuirea banii. În urmă, deci, în urmă, poate să vă ajută la începutul anului 500.000 de lei. După rectificarea bugetului, 400.000 au rămas la strada Mateievici, varianta albă, la strada Mateievici, și 100.000 pur și simplu erau scris la drumuri Costești. Nu era scris în nicio stradă. După rectificare, 400.000 au rămas la strada Dmitrie Cantemir, care nu s-a alocat până în prezent, dar planul
dar nu s-a lucrat cu banii. Și aici te au 100.000, tot așa banii, nu s-a lucrat. 300.000 s-a dus la... Dar 300.000 de stadionul de acolo. 300.000 de la fondul tine, nu la rețetă. Da, da, 300.000 de la fondul tine. Și au fost cheltuiți. Nu, nu s-a lucrat. Nu, nu s-a lucrat. Așa e 300.000, nu s-a lucrat. Dar 170.000. Nu, 330. 300, nu, 300 și 170 la fondul tine. Nici o sumă nu este alocată. Nici o sumă nu e alocată? Nu e alocată. Noi numai plan avem. Noi numai avem dreptul să înregistrăm contracte. Dar până ce noi n-am achitat absolut nimic. Și ne știe... Nu, n-ați achitat, dar lucrez, fac. Eu dacă înregistrez contracte, nu sunt pentru dar banul nu este. Cine o știe? Da. Da, este. Este cine o știe? Dar trebuie să execute cursul. Ei trebuie să execute lucrurile. La porțiune azi drum Ștefan cel Mare. Ești câștigător? Să faci lucrurile? Drumul răspuns. Poftim? Drumul răspuns. Da, da, 780.000 cine au câștigat? Strada Sfântul Nicolae? Sergei Mitroiu. Da, dar eu nu înțeleg. Cum? Ai s-au participat atunci când au fost licitați în drum? A spus, a spus. Cine e firma? De la cine? Să spun. Dar cum au participat dacă au fost 3 firme de aici din Ialu? Care? Eu v-am adus de vizitul cheltuie. Cu ce firme? Spuneți-vă acolo. Cu drumul Ialu. Mi-ați adus un de vizitul da, 339. Dar nici într-un caz este nu fost o cheltuie. Doamna Cantemie. Bine, eu am plătit 600 de lei. Cine eu plătit? Doamna economist, eu am plătit 600 de lei participarea la licitație. Pentru cine am plătit? Pentru drumuri? Eu cum am spus. Drumuri, vin drumuri noi. Eu înțeleg, dar vreau să eu nici o firmă nu a participat la tânăr. Nu, că sunt la cele mai firmă. Păi dar cum dumneavoastră îi spuneți, dacă eu mi-a spus să am pentru cele 3 firme, dar le-a dus și solicitați dumneavoastră și am primit să te-a du la drumul de aerodin și să-ți dai 3 oferte, n-a 600 lei, plătește și s-o întâi dumneavoastră. Nu i-a dat 3 oferte, eu am dat divizul nostru. Divizul eu le-am adus, nu el. Dar atunci, nu știu, eu pe masă am avut divizul local. Și am mus cheltui banii și 300.000, da? Nu schelul, răspundul nu s-a luat, nu s-a executat. Păi înțeleg, nu s-a luat, dar trebuie să fac... S-au executat lucrurile, dar banii nu s-au luat. Păi, înseamnă că s-a luat și dar. De la pandemie, doamna. La pandemie, răspundul, 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 răspundul. Eu nu pot schimba alte... Tot aceeași, mă schimb ce e ceva. Bine, dar lucrarea trebuie de clasă. Păi înțeleg, dar nu e reparația drumului. Așa e primărie.
se lasă o facă din banii primării. Hai să decidem segmentele. Da, da, segmentele. Hai să decidem, faci o decizie de dați segmentele. Dați formulentul corect decizia. Da. Încă o întrebare, dați scoară. Da, scoară. Încă o întrebare, Sfântul Nicolae, tot are vorba. Contractul e înregistrat. Dar lucrările de acum trebuie să ne... Nu, trebuie să facă așa la cam. Lucrările să fie, acum o dare și... Puteți să facă să se aloce banii, trebuie procesul verbal de depunere a lucrărilor înaintat la Ministerul Finanțelor. Bun. Eu propun ca porțiunea noastră care merge vorba astăzi, eu nu înțeleg deși 300 de mii. 330 de mii a fost, eu nu înțeleg deși eu rămas 300 de mii. Nu știu, răspund, e 300 de mii. Bine, lasă să fie 300. 300 să fie decizia făcută, Ștefan cel Mare, 9.25. Așa am dat și la monitor atunci când s-a publicat. Nu, că asta monitor nu s-a publicat. Monitor se publică numai de la anexa 4. La fondul rotier nu a fost publicat nicăieri. Presa doar pur și simplu s-a dat la primărie. Așa, și ce fac subliniat? Hai, noi suntem care segment? Și desmernirea cifrate? Eu nu știu. Pot să vă zic că eu încerc. Noi, în radio, am stat pe întrebarea cu S4 din și am zis că segmentele o să fie următoare, de materie, și de la materie, și pare mi 6 până la 12, și Dimitri Cantimir 20. Brigada 10. Da, spre Brigada 10. Dacă noi nu știm numărul casei, unde se începem și până unde se ajunge. Adică, aici se face nimic distribuit în felul următor. Pe parcela, pe fratele materie, 200 de mii, și pe Dimitri Cantimir 200. O să identificăm de acolo, că e 20, da, da. 12, 14... Principalul ăsta e începutul. Da, începutul? Da, și medituam. Da, și pe locul ăsta. Da, cred că ai credizat precis și dat sfat decizia celorlalți. Porțiunile la fel de mari și mași interese lui. Păi asta, trebuie să identificăm. Eu văd văzut de la așa. Eu văd văzut de la așa. Eu văd văzut de la așa. Știi tu de confuzul? Strada, mă, de aici și-a mai urmă de la... La Gautranț de acolo, merge pe sus, pentru că băieșcă o boli, iese la școală, trece segmentul ăla. O să vedeți concret și o să-i dați. Dar noi știm cum, da. De la 1 până la 4. Până la vot. Păi, dacă noi astăzi trebuie... Păi, ea se întâi, el a se întâi, domnul șoar secretarii. În timp de oare... Cu domnul Vasile de concretizat, eu mă uit hartă și ea... De vreo două ori am spus. Și cam așa, vă zis, stabilești. Bine, da. Domnul Crisă, tot acolo haște este, este și numărul cărții, și numărul parcelii, și stradă, tot este, așa că nu vă faci probleme. Da, da. Voi ești depinde cum hotărâți, nu eu. Bine. Da, da. Cine vine și eu i-am spus, unii casă numărul și ea și unii casă, nu au venit nimeni să-ți zolici. Până scrise, Părinte, din acum așa, se stabilește ca banii din anexa 4, cum așa, se stabilește ca banii din anexa 4, 400 de mii să fie utilizați și străzile respective, de acum sunt cifrele, și 300 de mii strada Ștefan cel Mare, cu numărul respectiv pentru reconstrucția, da, cam așa, o să redactăm, da? Eu cred că toate sunt și lungime sau și suprafață. Dar nu știm... Nu e vins, cum? Nu e vins, da. Nu e vins în banii când ne-am luat. Când e vins, este arătat suprafață. Da. O să ne dar fără împreună. Și ea este o sfântă de mie, Sfântul Nicolae. Nu-i problemă, dar oricum mai trebuie să se arătate. Suprafață am păsit la lățire și este lungime. Atât. Domnul Vasile, dar scurt, vă rog. Nu știu ce a spus de doamna, domnule, eu nu mă pricep în baza arătării. Încă o dată, mai o să mă dărești. Banii au fost amătoați de la Pălădămă, 330 sau 300 de euro. Bine, ei îți priniți fost. Nu. Nu. Nu m-a plăcut. Am câștigat, am cătează. Da, nu mai bine. A fost câștigat, am copii, e bine și presupunii, da? Păi, mecanism mai departe, dar vă să faci și niște străzi acolo, lasă să facă, nu se poate. Nu să faceți cumva banii ăsta, urmă să plătească. Vă uitați-vă cum. Noi când facem transferul privat, iarăși, noi trebuie să prezentăm documentele, fiindcă banii vin după destinație. Deci, de cum banii care vin după destinație, nu putem să dăm la urmă? Păi, destinația acolo scrieți drumul, dar nu-i pus care drum. Să să facă un drum undeva, așa spun, lasă să facă până ziua și-o termină. Banii sunt timpul, să termină drumul la care.
Dar nu, nu ca să facă, dar ai făcut. Dar voi făcut. În centru aici unui pus să facă. Nu-ți din banii. Banii din câmp. Nu-ți din banii. Ești acum nu-ți banii. Respiți. Păi e ca pasarul ăsta, n-am înțeles. Nu s-a alocat. E faci, că faci. Nu s-a alocat. Tender firma asta, și da, o fi efectuat cu cred aici. Ia ca firma asta, spune. Asta e din banii până la urmă. Noi iar să ajungem ca proști și ca să trezim iar la tângâle. Îl s-a dat domnul Grigore Paris, i-a dat? Bună ziua, Cotești! Domnul Vasile, noi acum formulăm decizia cu ei. Dar spune, dar nu s-o fac contra plătiți, uita. Nu, banii s-o fac. Lucru s-o fac cu dat. Avem decizia, rămâne noi pe primul, o să fie stierim de primar. Deci nu s-o... Domnul Grigore, domnul Paris, dar porțiunea de drum care îi spune aici la piață, este undeva... cineva au câștigat, e pus în plan să refacă, reparare, cum am spus. Și bani. Care-i bani? Aia să zici ea. Și bani și cum e câștigat tenul de aici? Spunea asta de drum, v-am spus că e câștigat om ascunsul, care efectuiază lucrările. Dar tot din nou, îi faci drumul și încă ia. Dar și bani? Domnul primar, adică, de fapt? Mica, nu ți-i clar că drum ascuns, au câștigat tenul cu 300.000 lei din gând. Da. Și gata-i. Și el e bani și să-i folosească aici. De atât aș spun că banii s-o să fii. Dar cum poate că nu-i așa să fie? Nu o să-i grei. Eu v-am spus care pretenție. Și-ați făcut dați bani. De asta spun, pentru că porțiunea asta trebuie să fie inclusă, Ana. O câștigat pe porțiunea concretă, că asta, asta, asta. Cine o face și bază și sumă. Dar nu-i sumă, așa, ei nu-i... Da, dar noi vorbim acum, care se fie. Da, da, să vorbim și facem bani. Nu, 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 Eu vă rog, dați un telegram. Am discutat asupra anexei 4. Li-i clar la toți că noi am arătat clar fiecare bani și porțiuni de drum sunt scrie. Îi mai dăm știrii o dată sau punem la vot? La vot, prin urmă. Numai concretizați exact. Ca să concretizeze, exact, s-a spus, 400.000 care o parte strada Mazieri și o parte din Mircea de Mir, 300.000 în gârile la Ștefan cel Mare, 9 până la 27, și 170.000 Sfântul Nicolae. Asta e tot. Cine pe Croșia, ca acești bani să fie strict cheltuiți în porțiune date, vă rog votați. Nu-ți faci din 5 sau 3. Așa. Unanim.